Șeful s-a întors, poți să spui să rămână. Adevărat. Ferrari, dansează portoricanii din cartier la Miami. Mă cheamă tate, treningul e lui V, elicopter privat aterizez ca președinte. Hai, pornește banda, să înceapă nebunia, cântă toată România. Se aude muzică, dansează toată lumea, e mare veselie, facem o paranghelie. Se aude muzică, dansează toată lumea, să înceapă nebunia, cântă toată. Inima latino, Jack e Valentino, șeful e ca Al Pacino. Face 2000 de like-uri. Dar gol ca pe San Siro, zbor pe banca Aladino, petrecem chiar la Rio. Hai, pornește banda, să înceapă nebunia, cântă toată România. Se aude muzică, dansează toată lumea, e mare veselie, facem o paranghelie.
dar nu uita. Știi că tu ești șefa mea, șefa, șefa, șefa mea. Doar tu ești regina mea, șefa mea, stăpâna mea. Vino cu ce șefa mea, șefa mea, șefa mea. Vino cu regina mea, șefa mea, stăpâna mea. Știi că tu ești șefa mea, șefa, șefa, șefa mea. Doar tu ești regina mea, șefa mea, stăpâna mea. Vino cu ce șefa mea, șefa mea, șefa mea. Vino cu regina mea, șefa mea, stăpâna mea. Bună seara, drăguții mei, mulțumesc Alice. Ridical, am uitat să pun piesa. Am uitat. E o piesă nouă la donații, dar am uitat să o pun eu. Mulțumesc Alice pentru membru, mulțumesc. Bună seara, drăguții mei, un weekend plăcut vă doresc de pe acum. Sper să vă placă roleplay-ul de astăzi. Vreau să vă spun că sunt de-a dreptul foarte, foarte fericită, că astăzi sunt pe un server atât de frumos. Deci n-am cuvinte, când am intrat pe server, n-am crezut că o să fie chiar așa de wow, adică am zis că, bă, ok, sunt scripturi pe care le-am mai văzut, sunt anumite lucruri pe care eu le-am mai văzut pe alte servere, de am rămas de-a dreptul foarte impresionată de tot ce este pe serverul ăsta. Vă spun din tot sufletul meu, deci... Mai ales că fondatorul, deci a fost, când îmi jucam eu pe alte servere, fondatorul de aici, de pe Revolution, a fost singurul care m-a ajutat și mi-a oferit mână atunci când eu am avut nevoie de ajutor și pentru asta vreau să scriem în chat respect presiune, pentru că de fiecare dată el m-a ajutat când am avut nevoie pe serverul unde jucam înainte și cu toate astea te respect presiune și ai toate laudele mele pentru serverul pe care l-ai făcut tu cu War și cu restul. De donații, fanii mei sunt cei te pun, Vanessa, mersi mult de tot! Nu sună prea fan să fie plin. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc tare mult, te pup, mulțumesc din tot sufletul, respect presiune, toate cele bune. Fac banii mulți cu voi, pot să îmi spui scobar. A, nașule, mersi mult. Sunt cei mai tari și legat de hate. Ăștia nu sună prea fan să fie plin. Credite la radical. Mulțumesc, nașule, te pup, moș Nicolae, vine acum și peste două zile vine și moș Nicolae. Fac banii mulți cu presiune. Voi, pot să îmi spui scobar. Mulțumesc de donații, fanii mei sunt cei mai tari și mulțumesc legat de mult de tot. Ăștia nu sună prea fan să fie plin. Mulțumesc din tot sufletul, mulțumesc tare mult, da, presiune, despre acest presiune care mi-a donat este vorba și are toate respectele mele, vă spun sincer că știți că eu nu laud serverele în general, vă spun doar ca să intrați să vedeți cum este, dar vă spun și vă dau cuvântul meu că ce scripturi sunt aici pe server, n-ați mai văzut voi pe alte servere. Vă spun sincer și vă dau aici o listă puțin mai lunguță cu ce se află pe server și vă spun imediat ca să știți și voi, dar oricum. Vreau să vă văd pe server pentru că, în caz că, probabil, e totul ok aici pe server și nu sunt strip sniper și nu ne fac, când nu mai avem unde face promovări, eu prefer să facem aici, în caz de este totul ok. Deci e un server super, super, super ca lumea. Bun, o să vă spun de pe acum că este un server hard. Este hard. Sile, mersi mult de tot, Sile! Mulțumesc din tot sufletul, Sile, mulțumesc, mulțumesc din tot sufletul, te pup. Fac banii mulți cu voi, pot să îmi spui scopar. Mulțumesc de donații, fanii mei sunt cei mai tari. Mulțumesc, Sandra! Ăștia nu sună prea fan să fie plin. Credite la radical. Mulțumesc, Marius, mulți și te pup și îți mulțumesc din tot sufletul. Deci, serverul este hard, copilașii mei, ca să știți, este hard serverul. Economia este hard și ea. Tuning real, bă, da, să vedeți ce tuning au băieții aici pe server. Dacă vedeți ce tuning au, deci serios, atât de frumos, este extrem de frumos. Deci, intrați pe server să vedeți cum este, aveți IP-ul server în descriere. Joburi și sisteme complexe și reale. Mapping-uri, sunt și mapping-uri unice, sunt foarte, foarte multe lucruri, deci nu am cum să vă spun într-un live, dar oricum pe serverul ăsta o să stăm încă două live-uri de acum și sunt foarte, foarte fericită că este un server pe placul meu, este un server pe placul meu. Vanessa, mersi mult, mititica mea, mersi din tot sufletul, te pup! Winter Vibe, adică e și zăpadă pe server, server optimizat, FPS Boost plus mode grafică inclus în meniu. Deci aveți și pe FPS-uri în caz că aveți un calculator mai... Nu foarte bun, adică gen mai slăbuți și aveți și grafică inclusă în meniu. Hashtag respect pentru presiune, haideți. Mulțumesc presiune, mulțumesc tare mult. Mulțumesc mult. Mulțumesc, Sandra, te pup, Sandra, mersi mult de tot.
Plângem astăzi? Nu știu. Haideți să vă spun. Update-uri majore săptămânale. Deci băieții se ocupă foarte, foarte, foarte mult de server. Deci update-urile sunt săptămânale. 500 de mașini plus 500 de mașini. Foarte, foarte, foarte multe mașini. Să vedeți ce mașini sunt aici pe server, că nebunesc eu că le-am văzut. Iri, mersi mult, Mititico. Joburi, sunt joburi unice, deci sunt unice joburile, fermieri, scafanduri, tracker, pescar, pădurar și foarte mai multe joburi, oricum vă las pe voi să explorați, să vedeți ce joburi sunt pe servere. Sisteme ilegale unicate, deci aici este super pentru cei care vă plac ilegalitățile, aici trebuie să punctăm ca lumea lucrul ăsta. Sisteme de jaf case, sisteme de jaf bijuterii, sisteme de jaf jefuit magazine. Deci, sunt extrem de multe sisteme pe server. Extrem de multe sisteme sunt pe server. Și vă spun, vă place cum se aude când se abonează cineva? Da. Sunt foarte, foarte multe lucruri unice și au toate respectele mele și jos pălăria pentru ei că chiar lucrează la server și își ocupă timpul cu chestia asta, deci jos pălăria. Foarte, foarte bine, băieții, foarte, foarte bine, mă bucur pentru voi, mă bucur că ați făcut lucrul ăsta. O să vedeți voi pe server când intrați, aveți IP-ul server în descriere, Revolution se numește serverul, este de tip hard, vă aștept și pe voi pe server. Sandra, mersi mult! Vă aștept și pe voi pe server că este foarte bun serverul. Știți că eu nu spun lucrul ăsta. Nu spun lucrul ăsta, dar merită. Serverul ăsta merită. Merită să ajungă sus. Fani mulți cu voi, pot să îmi spui scobar. Mulțumesc de donații, fanii mei sunt cei mai tari. Și legat de hateri, ăștia nu sună prea fan să fie primit credite la radio. Mulțumesc mult, Beta, mulțumesc și mă bucur că îți dau starea asta de bine. Mă bucur din tot sufletul. Ador update-ul tău, da, am făcut update-ul de Crăciun, că vine Crăciunelul acum, vă aștept pe server, drăguții mei, vă aștept pe server și îți mulțumesc, Beta, îți mulțumesc, vă mulțumesc și de membru, vă mulțumesc pentru tot, absolut tot, absolut tot. Să știți că fondatorii sunt super de treabă, ca să știți, sunt super de treabă, super de treabă, super. Nu uitați de merch, nu uitați de merch, că ne-am deschis merch, aveți în descriere merch-ul, merch-ul. Ce vreau să vă mai spun e că sunt extrem de multe comenzi la hăinuțe, la tot ce este pe merch, sunt extrem de multe comenzi și când s-au dat comenzile a fost pe 1 decembrie, când oamenii au avut liber, deci o să întârzie puțin, cât de cât o lecuță mai mult comenzile voastre, dar o să vină comenzile, așa că stați liniștiți că o să vă vină, aveți merch-ul în descriere, dacă vreți să vedeți ce merch este acolo, oricum până pe în februarie o să rămână mărciul ăla din februarie, o să schimbăm alt mărci, vedeți ce o să mărci, o să punem și în februarie. Da, drăguții mei? Intrați acolo, da, vă ajunge puțin mai greu comenzile, deoarece sunt foarte, foarte multe și băieții de acolo chiar își dedică timpul să facă lucrurile astea pentru noi și le mulțumim din tot sufletul. Dacă e conacul aici, conacule, for you! Așa, bun, mulțumesc, haideți cu 3000 de like-uri, vă aștept pe server să fie totul foarte, foarte frumos aici pe server, bun? Ce face mă mortul ăsta aici? Nu se poate, eu dormeam cu poca, de unde dracu a venit asta cu mine aici în pat? Unde dracu a venit asta cu... Ia uitați-mă cum face! Eu cu conacul ne-am certat, așa vorbim noi. Cum să mă cert cu conacul? Nimica, doar așa vorbim noi. Ciodată, Isabela. Ia, uite-l și pe ăsta, toți în pat la mine, dracului. Mai ăștia e prost? David, Poca, Daniela la mine în pat. Ce dracu fac? Iubire eternă. Care iubire futută în gură? Iubirei zilul asta, a? Iubirei zilul asta te fută în gură. David, ce are asta? De ce a venit cu mine în pat în primul rând? Dormea cu tine, de ce dracu a venit cu mine în pat? Datoria! Datoria! Sunt cei mai tari și legat de hateri. Ăștia nu sună prea fan să... Ștefania, la mulți ani, Mititica, îți doresc multă, multă sănătate și toate cele bune. Tot ce mai frumos pentru tine să fie. Fii atent și ce faci, du-te la Poca și dă-i un pupic pe guriță, așa, du-te-n pula, mi-am zis. Bine, gata. E bine, ce se face? Datoria, da. Dă-i un chisul de-ala, așa, o ventuză de-aia frumoasă, ca să creadă că sunt eu, dar de fapt ești tu. Ia. Ce ți-ai lăsat barba? Ce-a zis, mă, că mi-am lăsat barba?
barbaie. Cu toți morții. Nu murim aici. Mai tăi, mai tăi, mai tăi. Am văzut Iri că ți-a luat membru, mă cutică. Asta se excită, să-și dă drumul în pantalon, crezând că sunt eu de asta, cu un dracu să am barbă, ei tâmplă. Asta sfora e. Ia uzi, ia uzi, ia uzi. Ia. Aveți IP-ul, vi-l dă acolo, azi IP-ul la server, vă intri pe server. I-a băgat mâna la caloți. La caloți. Iosef. Ce? Nu, n-am zis eu. Nu, n-am zis. Ce face toată lumea aici? N-am zis eu niciun Iosef. Care? Ia mai bagă o dată mâna. Ok, mai bagă o dată mâna. Mai bagă mâna o dată. Voi poți să îmi spuiesc că bar mulțumesc de donații, fanii mei sunt cei mai tari și legale. Șerbana, mersi mult, te pup și te iubesc. Dacă ești activă și văd eu, îți dau moderator, mersi mult de tot. Mai adânc. Ia! Care e? Bagă-i, nu știu mă, stai, bagă-i mă mai adânc să vedem. Ia. Mamă. Aaaa. Întreabă, știi cine sunt? Întreabă așa. Da, ia, vorbește cu ea. Întreabă, știi cine sunt? Întreabă. Știi cine sunt? Iosef. Putu-ți morți, mă, Iosef. Putu-ți morți, mă, Iosef, că-l prind și-l arunc în aer. Da, fă-i... Bagă-și tu mai adânc degetul acolo să simtă și ceva. Nu, nu, habar. Iosif, da, Iosif nu. Mă iubești? Antonio! Ce-o zis? Putu-i morților să dea acum! Ce-o zis? Antonio! Iosif și Antonio! Azi că te trezești tu. Ia, stai, să vedem noi Antonio acum. Tu știi cum o trezești? Știi care e cuvântul care o trezește? Asta e cuvântul ăla și trezești. Vezi că o excită? Iar așa. Cine? Piarja? Danela! Danela! Isabela! Ce dragă! S-a dat tu mai pop-up în mine. Ce mă? Aveți IP-ul serverului în descriere! Stai mă, adică 4 este. E pe pula gorgonzola. Ia stai un pic. Deci Iosif, cum a zis Iosif și Antonio, da? Iosif și Antonio. Iosif. Da, Iosif cine? Că ai scris, tu știi pe Iosif. A, nu știu. Ia stai un pic. Mai e cu de-astea, da? Da. Ia stai. Ia. Raluca! Oh! Bună dimineața. 3677. Ia. Danilo, te-ai sculat? Deschide ochii. Auzi, Coca, spune să-i arunce în ocean. Aruncă-ți ochii în ocean. Nu! Mulțumesc, Șerbana, mersi mult. Am înțeles. Ochii! Stai că își revine imediat. Ia și uite la telefon, dar n-are ochii deschiși. Ce să uite la telefon cu ochii închiși? Nu știu, chiar la mine. Imediat, stai un pic. O secundă. Danela? Am Raluca! Mamă, ai zis Raluca? Raluca? Raluca! Eu zic să fugi. Ai dă pulă! Raluca! Dar cine e Antonio? Unde era? Cine? Ia date de aici! Care e Antonio? Fă, deschide ochii, dracu! Deschide ochii, deschide ochii! Cine e Antonio? Cine e Antonio și Iosif? A? Ia zi. Cine e? Cine e aia, fă? Zi cine e? Cine este? Cine e?
Păi cum adică cine? Haideți cu 3500 de like-uri, 3500 de like-uri, dați-mi follow pe Instagram. La telefonul lor. Bă, lasă telefonul, eu sunt și Antonio, cine? Nu știu, oamenii de la pizza. Oamenii de la... Aaa, deci te-ai pus că de la pizza. Dănați, dănați, mulțumesc, Alex. Da. De unde ești, de unde ești, Antonio? Nu, nu, taci. De unde... De unde visezi tu pe Antonio și pe... Faci tu taci, pe cine visezi tu acolo, mă? Mă, în primul rând vreau să știu și eu cine e Antonio și cine e Iosif. Exact, cine sunt aia doi? Bă, da, și cu tactul care n-au fost născuți, au murit la naștere. Sunt frumoase. Da, aia doi, da? Da, da. Mulțumesc da? De tot. Da, da. Eu când când fac așa. Deci eu când fac așa. Deci am băgat unul la pantonul ăstea. Și tu strigai eu Antonio, Iosif, da? Iată să miros de ce. Mulțumesc de donații, fanii mei sunt cei mai tari și legat de hateri. Ăștia nu sunt fan să fie. Mulțumesc, Iosif. Mulțumesc. Mamă, dar mai spală-te la acolo, băi, jebosule. Auzi, ia stai, stai un pic. Ia stai că am o vorbă. Poca, de ce spui că am barbă? Că m-ai pupat și am simțit barbă. Te-a pupat David, nu ia pe gură. Gai. Auzi, faci că să-ți mai lași barba asta, că mă excit, așa a zis. Cine-i fa Antonio? Cine-i Antonio? Cine-i Antonio? Cine n-am fă, am citit aseară o carte. Ce? Și era pe coperta Antonio tu și deja Iosef. Minți, tu deja minți aici, pentru că tu nu știi să citești. Fa, nu minți, da-te dracu. Te-a pupat pe guriță, știi cum am făcut? Și ai zis, oh, mă excit, mai lasă-ți barba, așa ai zis. Păi hai să ne luăm limba în gură. Vrei să-mi iei în gură? Da, hai. Da, du-te cu Iosef și cu Antonio. Da. La voi parcă e mai normal, dar la noi nu. Ia du-te cu Antonio și cu Iosef. Ia hai făcut, hai la bucătărie. Poca, ia vine la bucătărie, ia. Da, iubirea mea, prezent. Duceți-vă, du-te cu Iosef și cu Antonio, hai. Prezent iubirea mea. A zis că a citit o carte, a citit o carte. Mamă. Stai, ești în dumnei rasa, măti. Lasă-l fă în pace, că ți-a zis doar ca să te trezești. Eu ți-am zis să te trezești. Să mă trezesc, auzi, dă eu ăla și dă aia care n-am auzit niciodată. În prim... Păi, da, nu! Dați-vă la poartă, că ascultă la mine! Ce să faci tu de mâncare, mă, pule fripte, ce dracu? Deci faci... Unul la mână, vreau ciocolată caldă. Ciocolată... Așa? Doi la mână. Așa? Ce vrei ți-am spus eu, Poca, aseară? Poca, ce ți-am spus aseară? Ce iubire? Ți-am spus să te duci să cumperi și tu un pachet de semințe! Ți-am spus? Christos, am uitat, am uitat, dar eram adormit. Am uitat, dar mă duc. Bun, deci... Domnul și-a recomandat, lăsați-mă. Nu, vreau să zic că vreau să iau semințe ca să plantăm în spatele curții, ca să facem și noi... Floarea soarelui, pentru că vreau să avem și noi floarea soarelui. Ia al dracu de Anica, poate gândirea simițe cu sare, da? Vreau floarea soarelui să avem în spatele curții, vreau să avem floarea soarelui. Da, iubire, și eu vreau să nu avem zăpadă. Da, să trăiți. Întâi, iubire, întâi să mă duc să văd unde să plantăm. Unde plantezi pe soarea floarelui? Soarea floarelui. Soarea soarelui aia, unde o plantezi? Ia, că e zăpadă, iubirea mea. Da, când dracu a început să ningă? Nu știu, a anunțat buxul ăla, bușul. Bușul? Oare da, dacă da. Mă arunc în apă e cald? Nu! Ah, bine. Nu te arunca nicio apă, ești tâmpit la cap, ce ai? Dracului. Nu, ia uite-mă și sunt... câte planuri avea. Mamă, mi-a dat cu ușa în gură. Bun, aseară ți-am bătut apropouri că vreau și un lănțic cu numele meu Izabela. Tu ai făcut că nu vezi, ți-ai făcut că... Nu, adevărat, am făcut comandă, nu, adevărat. Nu, 24 de karate, cum știi, mi-a spus. Vezi că tu mi-ai luat cu aur suflat, mi-ai luat cu aur. Dar nu e adevărat că nu a venit încă, n-ai de unde să știi. Da, e că l-am văzut pe site. Fii atent, că dacă-mi vine și văd că este cu aur suflat. Nu. Dar am și o întrebare, că de fiecare dată. Când am auzit aur suflat, gen, ia așa o pană și îl suflă. Asta mă gândesc și eu, cred că ia așa o lecuță, ia... Un centigram din ăla, da, sau un cum se măsoară. Și cred că ia așa praful de... Bă, vă bate și voi afară? Păi nu, dar dată mine în norocit. Bun, ăsta. Și cred că ia ceva de undeva aur și face... Și suflă pe ea și spune... Stai, că mai scuipat din aptul. Și spune aur suflat, știi? Aur suflat. Mamă, m-a scuipat asta pe moacă.
înapoi, poți să-mi spui ce. Mulțumesc, Beta. Donații fanii mei sunt cei mai tari. Du-te afară cu David și dă la lopată. Hai, în minutul ăsta. Hai. Marș la lopată. Sam, drum făcut. Marș la lopată. Summer Christmas. Hai. Marș la lopată. Du-te și fă un Summer Christmas. Dezăpezit când vin, că n-am chef să mă înzăpezesc eu, că așa vrea Pocea și prostul de David, da? Da. Așa. Unde rămăsesem cu tine? Fă, nu știu cine sunt aia, fă, să mor în cancer dacă te mică, dacă era, ziceam. Păi și tu, fă, că-mi ziceai, dar ți-a băgat ăsta mână la piarjo? De asta mi-a băgat, fă, mâna în pizza. Știi cum se auzea? Fă, dracu, că era cu muci. Fă, era cu muci, fă, dracule. Și nu știu să spăla pe mâini. Du-te, dracu, și spală-ți mâinile alea, că-ți miros mâinile alea, chestă. Așa... Mie, fă... Mie-mi place că miroase așa, băi. A făcut așa, așa cu muci? Făcea, așa îi făcea la asta, în pizdă. Înseamnă că trebuie să dau drumul. Cu scârț în ăla, cu scârț sau cum îi zice. Trebuie, da, cu scârț. Ce-am așa făcut eu? Așa, cu scârț în ăla. Ce-am făcut eu? De scârț, cu scârț. Așa, bun. Poca, poca. Da, iubirea. Exo, exo. Gossip Girl, check. Da? Unde sunt curvele alea, că alea trebuie să și leșine la vorba mea, fă? Păi ce curvele? Fii atentă. Ia. Ce? Ia. Și acum toată lumea leșinage. Dar cum? Aulă. Simplu. După aia toată lumea leșina, fă, după vorba mea. Pe uite, leșina. Hai bine, fără că leșin. Leșinați și voi, hai. Dar după ce fac eu aia, hai. Da, da, da. Haide. Hai. Hai. Așa, fă, vezi că lumea mai și leșină la mine, vezi? Da, fă, ești tu, ești perfectă tu. Vezi că e prea șmecheră. Nu, că e faină, e faină, îmi place. Suntem top. Du-te și dă-mi pula mea cu mătura afară să iei zăpada aia. Cu lopata, fă, ce mătura? Ah, cu lopata. Cu lopata, cu mătura. Mătura asta, măti, și tu cu el, că sunteți frați. Dacă ăsta se cacă, te ca și tu, că se cacă el, înțelegi? Cum fac și eu cu Daniela. Dacă Daniela își bagă din două în gură după ce și-l bagă în chis, da, îl bag și-o în gură ca să simt și-o mirosul și gustul. Dar am înțeles că e sărat. Ce e sărat? Du-te și dă cu lopata. Bine, mă duc să dau cu motora. Cu mopul dai. Fă, știi chestia aia de pe TikTok? Care ăla, gen, ăla este acolo la plajă și are mopul și spune așa: te voi iubi când voi aduna toată apa asta din ocean. Da. Cine te sună? Cine te sună? Cine te sună? Cu furca. Trrr. Aveți IP-ul serverului în descriere, drăguții mei. Vă aștept pe toți pe server. Merită serverul ăsta din plin. Merită să ajungă foarte, foarte sus. Vă spun sincer, cu toată inima. Ia. Mai aproape că nu te au, fă. Ia. Bună ziua. Bună ziua. Doamna. Că? Jessica, fă, dar nu te auzi, fă. Asta m-a sunat de pe Android. Dar cine-i, fă, asta? Ia, da-mi și fă, vorbești? M-a auzit, doamnă? A, te auzim, înfundat cu Android-ul în mână, da, te auzim, hai, ziceți. Am văzut pe Stai puțin că se întrerupe imediat, o secundă. Olifensu, Delia, mersi din tot sufletul, Mititica, te pup și îți mulțumesc că ai vrut să-mi dai mie donația asta a ta. Bănuțește ai tăi, mulțumesc mult. Hai zi. Hai, continuă, fă, că gata, am scos semnalul. Hai, zi. Hai, zi. V-am găsit pe internet la ce citiți în tarot și sunt interesată. Da. Și mie. Da, fac. Când ați putea? Astăzi, acum, da. Acum, cât costă? Acum, pe la cafenea, dacă știți cafeneaua aia, rozerii? Da, o știu. Bine, ne întâlnim atunci în 10-15 minute, maxim, la cafenea. Bine, în caz că voi ajunge prima, vă aștept la bar. Da. La revedere. Nu, sfă, și astea mai vor citi din tarot. Vă, e Laura. Are Laura, fau? Laura Chec. Nu e aia, fă. Să mor tu, că nu e. Nu e, mi s-a părut vocea așa mai ciudată, nu cred că e ea. Păi și unde mergem? Mi-ai spus cât costăște?
Vorbim la fața locului, fă că de fiecare dată când le spun că o să nu mai vor. Așa ne zic față în față, fă frața, dragă. Da. Eu așa cred. Donații fanii mei sunt cei mai tari și legat de hateri. Ăștia nu sună prea fani. Ia uitați aici mașină, drăguții mei. Fiți atenți, mașină, ia uitați. Ia uitați aici mașină. Fau. Ia uitați. Bă, n-aveți, mă, serverul e prea bestial, mă, n-ai ce să spui cu serverul ăsta. Uitați cum fac mașinile astea. Stai, fă, da, zi. Ai pus becuri pe mașină? Păi n-a venit Crăciunul. Bă, vă place mașina, mă? E super, bă, n-ai cum, mă, cu mașinile astea, n-ai cum. Unde e cafe, e pizza? Păi din ce am văzut eu pe stradă, 302, 303, 302 pe acolo. Ia stai. E superb, n-ai cum, frate, serverul ăsta e superb. Da, donați. Mi-ai pus cheeky point? Count, da. 300 pe acolo, cât? Pe acolo, pe la... Din ce știu e pe acolo, pe la plajă, acolo, știi? La plajă? Sala de sport, da, pe plajă. Între 302 și cât? 303, 302. A, între? Da. Gata, ți-am pus. Așa. Fix în plix. E te floș cu cocoș, cu rocoș, cu baloș, hai. Fă, mă, sună. Răspunde. Alo? A, ce zice, fă, că nu aud. Spune să-și dea Android-ul mai tare. Tu zăpada mătii, că nu mi-am pus cauciucurile de iarnă. Fă, Danilo! Da, fă, nu e, era de problemă. Da, mai învârte-te. Da. A, du-mă aici la haine, du-mă la haine. Fă, mă, zic ca să reduceri masive, fă. La haine? Da, fă, 10 lei o haină, firea drap. De când ți-ai fă tu haine la reducere? Hai de fă să-mi dar iau și o aici, fă, că... Nu e aici, fă, tampit-o, pe aia altă stradă. Pe aia altă. Pe cea nantă. Pe cea nantă. Pe cea nantă. Aici, fă, gata, știu, mi-aduc aminte. Da, aici. La bulbazar aici, la bazar, la cum îi zice. La Black Hai. Dragon, Red fugi, Dragon. Fugi, am ratat ceva, fund... Păi și fundația! Strângem, hai să strângem 4000 de like-uri, vă rog eu din tot sufletul, 4000 de like-uri. Bă, e prea mișto, bă, și mașina asta e superbă. Ce fă, e închis la non-stop? E prea... Da, fă, nu fă, sunt prea urâte, nu vezi. Păi și de ce dracu m-ai pus să vin la Suburban ăsta? Ia, Subarbă? Subarbă. Ce dracu să-mi cumpăr de aici? Nici nu mi-a luat bani, nici nu mi-a spus lui Poca că am plecat. Mamă, că muși de boșorogi. Stai așa să sun pe Poca, să-i spun că am plecat cu tine la magazin. Tricouri de boșorogi. Ia uitați ce telefon, micuții mei. Să vă iau magazinul. Uitați aici ce telefon mișto. N-ai cum, deci n-ai cum. E superb, n-ai cum. Geci. Să vă fie gecile pe piept. Stai că-l sun pe Poca. Ia. Poca, vezi că m-am dus până la magazin cu Daniela să cumpărăm floricele, să cumpărăm tort, să cumpărăm suc. Bine, pa, pa. Și o canapea. Și ce? Și o canapea. Canapea? De ce canapea? Băi, e frumos serverul, vă spun sincer. Ia fă ăștia o canapele, uite că furăm o canapea de aici. Nu de aici. Dar ce s-a întâmplat? Ce? Ce s-a întâmplat? De ce am venit încoace? Ce a zis aia? De ce te-a sunat? N-a ajuns încă? Nu. Păi ajungem noi acolo și după aia ajunge și ea. Hai, dacă tu vrei așa să fie. Haide, să vedeți și noi de cafeneaua aia. Cafe, da, hai, ia. Bate-n caman și un latte ca din ăla. Latte cafe. Da. Te fac că mi-e milă de mașina asta. Da, fă, știu. E prea top, e mașina asta. Ia să vorbesc eu cu David să-mi cumpere și mie una. Ce, numai tu?
Gunoierul. Aha. Te iubesc ori... Ce s-a le-a făcut? De ori mamă, devine poliția. Mai mult, mă rupe. Cu fiecare minut. Aici fă? Ia uite. Ia fă, ia. Stai să o parcăm și noi pe asta, frumie, aici. Dacă îmi furați mașina, vă rup în două. Un bazar. Logic că vă iubesc. Nu-mi furați mașina. Venețian să nu fac bani mulți cu voi, pot să îmi spui scobar. Mulțumesc de donații, fanii mei sunt cei mai tari. Și legat de hate, ăștia nu se lăsă fan să fie prim. Credite la radic. Delia, trebuie să-ți iei cu cardul, cu cardul să ia, să ia membru, cu cardul. Așa, fă, așa. Ia să-ți fac o poză, stai așa, stai așa. Hai, fam. Vino în fața mea. În fața ta? Da, da. Așa, așa. Dă-te mai în spate, mai în spate. Mai în spate. Așa. Și mai în dreapta. Mai în dreapta? Da, așa, perfect. Așa. Hai. Ți-am făcut pe poză. Dar hai să facem acum amândouă, vino în spatele meu. Hai. Hai. Hai, vino în spatele meu să facem poză. Mai așa. Mai așa. Mai în dreapta. Mai în dreapta? Da. Așa. E perfect. Hai. Gata. Gata. Hai în cafene, haide. Păi ce se poate să intri? E mișto rău serverul, bă, n-aveți cum. Normal, ia uite. Aaaa, asta era deja aici, fofirea, dragul. Ia. Chiag? E chiag, fă. Ia zi, dă-mi așa la la... Chiag? Ce? Ia aici, chiag, ce se întâmplă? Ești ce angajată? Se întâmplă aici, chiagule? Ești pe post de striptoză, de ce ești aici angajată? Dar de ce dau de voi peste tot? Taci odată, chespă. Ce ai, fă, nici n-a vorbit, ce ai? Serverul se numește Revolution, ia aveți IP-ul serverului în descriere. Deci, eu am sunat pe așa. Cineva, m-am programat... Jessica Jackson mă numesc, fă, proastă, ăsta e numele meu de vrăjitoare. Ăsta, mătică de tine, care proastă, fă, că eu îți prezic viitorul, du-te, dracu de cotobârniță. Au. Da. Mă, acum, hai, te rog, eu frumos. Haideți cu 4000 de like-uri că mă supăr. Păi, eu zic să fii prietenă cu mine, că s-ar putea să zic din alea de rău și nu e bine. Adică păi nu uite. Că zic eu așa, o să se nimerească după sufletul tău, după cum te comporți tu cu mine, păi, nu știu cum să zic. Hai că să cărțile astea e așa pe moment, pe... Pentru că eu cred în chestiile astea și nu vreau probleme, adică eu chiar vreau să știu, să păi faci treaba să... de... Cum ți-ai făcut-o și tu de ți-ai bătut joc de mine, eh, acum e rândul meu. De mă văd puțin în lag aici. Joc de tine, nici o secundă, pentru eu n-am lag în joc, pe OBS, de la OBS. Și știi asta, dar nu recunoști. Să zicem, să sperăm că da, să sperăm că nu, bine, hai. Mă duc până la mașină să-mi aduc cartea. Sigur, sigur. Ce faci, făi, roșcat-o? Laura Chec. Bine, Chesper. Dar de ce îmi spui Chesper? Nu știu, mi-e drag de tine. Chiar mi-e drag de tine. Să drag, nu? Chesper. Chesper, adică gen sunt nimeni pentru tine, o fantomă gen sunt pentru tine, eu nu? Chesper, e mai bine să nu știi ce înseamnă pentru mine. Rămâi la Chesper. Rămân la chestii, nu? Rămâi, hai. M-a dus cartea, ești pregătită? Da, sigur. Da, așa. Pagina... 68, 69... Ah, mă duc până la baie, vin imediat. Care baie, fă? Mă duc până la baie, să văd unde dracu e baie. Aici e baie. Vrei să te aștept sau să încep? Așteaptă-mă! Dar nu e baie aici. Fă! Danilo! Fă! Fă! Ia vino, fă încoa! Fă! Vino încoa! Ce ai, fă? Ia uite, fă! Ce? Fă, hai să-i facem vrăje aici!
Lasă-mă, fă în pace. Fă, dar cum de-i gol ăsta? Unde sunt ăștia de aici? Da, pun pariuri. Chiamă pe asta jos, că aici n-am un... Da. Mamă, aici pui pariuri. Pariu cu viața aici. Băi, super mișto, băi, uitați-vă cât de șmecher e. Deci sunt foarte, foarte, foarte fericită că fac live aici, credeți-mă. Extrem de fericită. Patru mii de like-uri, că mă supăr! Dar unde mă aduci? Aici, fă ca să-și facă spiritele aparența. Aparența, ok. Da, uite aici, la întuneric. De ce, nu-ți convine? Revolution se numește serverul! Aveți IP-ul serverului în descriere. Intrați! Să vedeți cât de superb e serverul și câte lucruri mișto au. Cum te cheamă? Laura Kek. Da, mulțumesc mult pentru membru. Așa. Vârsta. 25 de ani. 25. Zodia. Balanță. Balanță, foarte frumos. Aveți ce balanță să fac eu, de să înclin în dreapta. Așa. Gata, fac, primești și eu ceai. Zi o carte, de la 1 la 10. Carte. A? A? Ce carte fă? A? Zim cartea cu numărul... Hai, zim un număr de la 1 la 10. 5. 5? Da. Bine. Așa. Cărți cu cărți... Stai așa să mă pregătesc că... Așa. Da, da, da. Trebuie să ne adunăm spiritele, să credem. Doamne sfânt. Și începem. Cărți cu colțuri ascuțite, cărți cu colțuri rotunjite, după cum v-ați tipărit, după cum v-ați zugrăvit, după cum știți să ghiciți. Chiar acum să-mi lămuriți bucuria sau supărarea, intrarea sau luminarea de leacul la inel. Îi spun Șerbana. Mai blestema, firea dracu să fii, da? Mai blestema, da? Care te blestema, măi fată? Îți treaba. Dar ce m-am înecat în timp ce citeam Zicala? Te-ai gândit la pulă și de-aia te-ai înecat. Măi, dar răspuns chiar nesimțită. Fără locul meu. Fă-i ești nesimțită. Hai să mă neulă! Hai! Așa, o iau de la capăt. Cărți cu colțuri ascuțite, cărți cu colțuri rotunjite. După cum v-ați tipărit, după cum v-ați zugrăvit, după cum știți să ghiciți, chiar acum să-mi lămuriți bucuria sau supărarea, Sebastian, până la ora 11. De-i leacul la îndemână, de azi într-o săptămână, dă-i leac din cele sfinte, să-i deschid drum înainte. Dar de noi să vă închideți 78 de cărți în 78 de părți, să vă și cash și cărți să plătesc mărțile. Cred că mi-a rămas ceva așa. De trecut, prezent și viitor. De ce a fost și de ce va fi. Pentru Laura Keag, pardon, mă scuzați. Să mi se arate, să mi se deschidă cartea cu numărul 5. Numărul 5 ai zis, da, fă? Da, da, da. Așa, hai. Așa, cartea cu numărul 5. Cartea cu... Ce zice? Aoleu. Cartea diavolului. Aoleu. Mamă, nu-i dă bine. Și ce înseamnă asta? Nu știu, dacă vrei să zic, trebuie să-mi dai o supără de echipă. Să nu spui scobar, mulțumesc de donații, falimesc ce mai dai și legate. Hai, nu sună prea fan să fie. Mulțumesc, Beta. Haideți cu 4.000 de like-uri pentru mine, mititei mei. Haideți, haideți, haideți. Îi face schema aia cu banii, deci nu-i cred. Bravo, fata. Așa. Ia să vedem ce zice mai departe. Mai departe scrie în carte, fă, nu știi cum era vorba aia? Ba da, ba da. Așa, ia să vedem ce scrie în carte. Cartea cu diavolul, să vedem ce ni se arată. Și în câte lamele dorești, doamna Keag? În 5 lamele. Da, 5 lamele? Da, da. 5 lamele? 5 lamele, ești sigură, da? Foarte sigură. Dar două odată și nu m-a mai întrebat de 1000 de ori dacă îți spun. Bine, fă, eu mă asigur ca să nu zici după aia că... Așa, hai. 200 de lei la mea, așa. Deci, diavolul reprezintă blocaje, stagnări, oprire în viață,
din astea, cum să numesc, blocaj, ce înseamnă blocaj? Poate să fie un blocaj la bani, la avere, poți să cedezi averea, poți să, nu știu, să întâmplă niște chestii așa, dacă vrei să zici mai mult, trebuie să mai îmi dai 100 de lei. 100 de lei pentru aceea, pentru aceeași carte? Păi dar nu fac ca să zic continuarea. 200 de lei. E pe două părți. Da, e mai multe. Hai, în 5 lamele, da? Așa. 5 lamele, da? Da, da. Vezi că prima lamele e 200 de lei, mai bagă 200 de lei. Hai. Hai. S-a gătat, gata. Ce facem aici? Așa. M-aș apuca și eu, dar nu fac cerile. Lasă, fă, nu... rămâi la ale tale, nu te băga tu cu vrăj și magii negre, te rog foarte frumos. Așa, lamela cu numărul 1, da? Turnul reprezintă distrugerea lucrurilor actuale din viața ta pentru a lua-o de la zero. Ce înseamnă chestia asta, a lua-o de la zero? Păi zic spune. Eu ce înseamnă a lua-o de la zero. Înseamnă că atunci când ai dat de greu, tu ca să treci de acel greu, mai dă-mi 100 de lei că m-am blocat, nu vă mai departe de 100 de lei. Mai dă-mi 100. Să mor în cancer dacă mai văd mai mult de 100 de lei. Mai dăm să văd în continuare, dăm repede că mi se duce ideea, hai! Repede, repejor! Nu stă magia, așa, 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 fata mea, așa. Aaaa, mamă, ce mi se arată. Fă, Isabelo, dă-mi un scaun că leșin să moară copiii mei. Stai că nu... N-am. Fă, fată, e grav, sperie. Rău de tot. De s-ar ce? Putea să-ți pierzi. Mamă, nu-mi vine să crezi, fă, fată, ce ți se întâmplă. Mamă, mamă, ține-mă, Isabelo, ține-mă de spate, ține-mă de... ține-mă de ceva, că nu mai pot ieși. Îmi vine să leșin. Stai, mă, stai, lasă, stai liniștită. Te pup, Eddie, mersi mult. Fă, îmi vine să leșin. Fă... stai puțin că nu mai pot. Nu e bine. E puterea prea mare. Laru, când e așa știu că nu este bine. Nu este fii atentă bine. Că e de rău. Laura? Fii atentă, fată dragă, fii atentă să moară copila și mie și mă jur pe familia mea. Da, serios, serios. Că tot ce zic eu acum. Aoleu, nu mai pot. Am obosit. Mai bagă 500 de lei repede, repede, 500 aoleu, de lei repede, repede. Mă ia și repede, pe mine. Mă ia și repede, pe mine. Făi, la grav rău de tot, zic, dar dăm repede 500 de lei, dăm repede repejor că nu se poate. Aoleu. Mamă. Mai citești odată, te rog, eu frumos, că mai mult ai blocaje, făcut... ai foarte blocaje foarte mari, mă, uite, vezi, mă, fată, că uite, ți se transmite și ție durerea aceasta, deci ai niște blocaje în viața ta care nu poți. Mi-e rău, deja văd, văd numere, nu multe numere, văd 777-333. Știu ce înseamnă numerele astea, tu știi ce înseamnă numerele astea și nu e 77 la pariuri, e numărul diavolului, mă, fată, e numărul diavolului, 777. E numele 6, am văzut. Aoleu, 6. Mamă, înseamnă că diavolul o să-și facă apariția. Nu e de bine. Ia ce spune. Aoleu. Altă carte. Altă carte, aoleu. Altă carte. Nu e de bine. Lamela cu numărul 24. Aoleu. 4 de spade. Aoleu. Aoleu, asta reprezintă... ce înseamnă? Aoleu, aoleu. Reprezintă stagnarea, o stare de hibernare în care nu mai ești din zona de confort. Rămâi în același loc, cauzează frici de necunoscut, îți e frică de întuneric. Nu așa că ți-e frică așa să este, te duci Laru? La baie cu lumina stinsă, ți-e frică de întuneric, ți-e frică de... Da, 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 da. Deci nu se poate așa ceva, doamna Laura Cheag, nu se poate, doamne, Cheag, mă iertați în inimă, nu mai pot. Mai dați-mi repede 100 de lei să-mi revin. Repede 100. Păi, Isabelo. Da, da, să ne revenim cu toții, nu numai eu, să vină. Să iubesc tale. Lasă repede, repede, repejor, că nu e timp. Repede, repejor, repede. Au. Isabelo. Nu mai pot, lasă-mă că n-am. Isabelo, adu-mi o cană cu apă de la bară de acolo. Hai că ți-aduc acum, ți-aduc. Mai facem o pauză, o mică pauză, că nu se mai poate, doamna Cheag. Îți dau atâția bani ca tu să faci pauză. Vin imediat. Mai fată. Stai că-l sun și pe Poca să văd ce face. Stai așa, dacă tot am dus eu apă. Mulțumesc pentru 4 like-uri. 4 mii de like-uri. Poca, ce faci? Zi, ce vrei? Ce-ai?
ce vrei? Nu, ce ai? De ce îmi răspunzi așa? Mă, te-am întrebat ce vrei. Zici o dată sau mă lași? Păi am vrut să văd ce faci. Da, bine fac. Tu ce faci? Ce ai? Mă, zici o dată sau mă fuzi de cap. Zici ce vrei. Haide, fă! Aolo, ce dracu? Aolo. Mă, stai, m-auzi? Boca, deci nu înțeleg. De ce? Ce ai? Mă, zici odată că mă plictisești, femeie, înțelegi? Zici? Sau? Stai puțin. Închide-l ăla că suntem într-o citire foarte importantă, Isabelo. Stai, lasă-mă un pic. Boca! Zi. Vreau să știu ce ai, te rog eu frumos. Dar trebuie să am ceva ca să mă plictisești, mă plictisești, pur și simplu. Păi de ce te plictisesc? Spune de ce te plictisesc. Că n-am chef de tine. Poftim? N-am chef de tine. Altceva? De cum adică nu ai chef de mine? No, nu-ți mai fă vocea pițigată că mă plictisești. What the fuck? Boca, ce se întâmplă cu tine? Ce ai? Te-am lăsat o oră singur pe viață? Bă, nu mă las asta. Ce? Stai! Ah! Stai un pic. Ați auzit și voi sunetul ăla? Aaaa, uite, fai fata, tu vezi ce se întâmplă, satana. Nu mă las asta, nu mă domnule. Da, zi. Ne-a atrat. Stai un pic, eu sunt cu Daniela, sunt la o... Așa, și ți se pare că mă interesează? Te-am întrebat de unde ești? Mă, tu ești nesimțit deja? Ce dracu ai arfele și figurile astea pe mine? Mă, dar te-am întrebat de unde ești? Vrei să mă sun pe mine să spui tu mie unde ești? Nu, pa, asta știi mă sună, nu mă lasă în pace. Hai, lasă-mă în pace. Hai, pa, pa. Mă, ce dracu are Boca, e nebun? Doamne. Cred că e hacker ceva pe server de nepun. Așa, gata. L-am sunat pe Poca. Ia și mai trebuie apă că am uitat. Nu mai lasă că mi-am revenit că mi-ai dat mare cap în gură să moară familia mea. Scuză-mă. Așa, unde rămăsesem? Așa, la lamela numărul 3, da? Da. Lamela numărul 3, lamela da, cu numărul 17, 10 monede. Abundență financiară, îndeplinirea tuturor dorințelor în plan financiar. Ce înseamnă asta? Înseamnă că o să ai și tu mai mulți bani în sfârșit, Doamne ajută, o să te ajute Dumnezeu, Doamne, cu banii, cu așa, o să-ți găsești și tu un serviciu, Doamne ajută, să nu mai stai pe banii statului. Ai serviciu, am. Ai? Ajutor social, ce ai? O să te concedeze, eu așa văd. Vai, Laru, dacă ai făcut ceva de te condada geazea? Mamă, lamela cu numărul... 6 bute. Iar mi-e rău. Iar mi-e rău. Aoleu, asta ce înseamnă? 6 bute. E de bine, succes absolut în toate planurile de viață. Recunoaștere n-a... e bine, e de bine. Pasă nu mai citim că e de bine. Lasă, cum să nu n-o mai citești, măi, fată? Păi... Spintecat-o? Eu nu-ți dau banca să-mi citești doar ce ai cu chef. Hai, hai, până la șase capăt. 6 de... Na, poftim și tu. Na, și tu poftim. Satana. Satana, ne pune să dansăm. Satana. Satana, Tatăl nostru care ești în ceruri. De... Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Fie împărăția. Terminate, fă că-l spaunesc pe Dumnezeu aici, lasă-mă în pace, că n-am eu chef de el. Iartă-mi. Așa, 6 bâte, succes absolut în toate planurile de viață, recunoaștere și aprecierea din partea tuturor. Așa, hai, dăm 200 de lei, că deja ți-am zis 3 la mele și nu ți-am mai luat banii. Dăm 400, hai. 200 sau 400? Băi, 400, fă. Simțită, dar 400. Câți bani ți-am dat eu până în momentul de față? Bun, citire încheiată. Alo, întoarce, mai gata, întoarce-te, gata, dau câți bani vrei tu. Hai, 400 de... Ca să vă las membru, dacă sunteți pe telefon, aveți în descriere, în descriere link-ul. Și mărci tot în descriere, drăguții mei! Așa. Mărci în descriere! Bravo, dacă vreți să vă cumpărați mărci. Așa. Așa. Ultima lamelă, lamela cu numărul 25, asul de cupe, un nou început în iubire alături de persoana cu care ai un potențial, repet, un potențial de a rămâne cu ea pentru totdeauna, dar să știi că această persoană nu prea te, nu știu, nu prea te dorește așa de mult cum crezi tu că te dorește, înțelegi? Păi la ce persoană te referi tu? Pentru că eu nu cunosc pe nimeni și n-am interes pentru nimeni în momentul de față. Nu știu, mi se arată că o să te întâlnești cu o persoană, dar nu-mi zice exact cu ce persoană. S-ar putea să fie o persoană pe care o cunosc sau pe care ai avut un contact ulterior cu ea, înțelegi? Auzi, iartă-mă puțin. Sunt puțin pe David. De ce?
Sună-l puțin pe David, că mie pot cam, nu știu, un... Sună-l pe David. Sună-l puțin, că îmi răspunde la... Stai puțin, Keag! Iartă-mă puțin, te rog, stai. Te rog, iartă-mă. Stai liniștită, Casper. Tu-s Casper. Casper, gândi. Stai așa, fă, că-l sună acum. Ia să vedem. Răspunde sau nu răspunde. Alo. Ce? Cum adică ce e? Ce? Ce faci? Unde ești? Bine fac, tu ce faci? Stai? Cu cine? Cu Boca, ce vrei? Mă, da, dar ce pula mea te restești, mă, la mine? Dă-te în pula mea, ce pula mea ar fel ăsta, băi, pula. Ce vrei? A? Nimic? Nimic cu 1-0, să moară copiii mei, că dacă îmi faci glumea aia cu nimic cu 1-0... Aaaa! Ce, cum, ce înseamnă cu... A? Mă, zi o dată ce vrei. Ai băut, Teddy, ce ai făcut? Ce te-ai îmbătat, ce-i? Hai că vine acasă să vezi ce e futus Dumnezeu, mătii de copil. Dă-te în rasa, mătii. Ce? Păi ce are ăsta fă? Nu știu că la fel și pe că mi-a răspuns și mie la sictirea, le-am dat mesaje și ce mi-a răspuns la mesaj? Le-am întrebat ce are și mi-a răspuns și că mă plictisești grav. Așa mi-a spus, mă plictisești grav. Ați văzut asta și... e așa că cred că ăla e cura Luca, ia asta e așa. De unde că crezi tu că e cura Luca? Da-i așa să-l sun din nou. Futu-ți Dumnezeu scrisul, mati. Anafura, mati și candela, mati. Stai așa. Nu, este ok presiune. Da. Poți să mă sun și pe mine pe face să-mi arăți împrejur cu cine ești? Ce fac? Să ce? Să mă sun cu face să-mi arăți așa printre jur să văd ce e, cine e. Da, nu te interesează pe tine. Nu mă interesează pe mine? Nu. Bine, hai că vin acolo. Hai mă, sugi de pulă. Da, fă. E ceva suspect și nu-mi place, miroase a mort. Hai, termine-i lua asta. Da, unde am rămas? Că o să urmeze o relație. Da, o relație cu necunoscutul, cu... Hai mă, haide fă, lasă. Lasă. Deci, în concluzie, doamna Laura Keag, în concluzie, da? Așa, deci, așa, în concluzie, pentru a realiza aceste lucruri, dumneavoastră trebuie să nu vă mai, să nu vă mai focusați atât de mult pe trecut. Să nu, eu văd aici în carte că aveți și o problemă cu stomacul. Aveți ce aveți? Indigestie? Ce treabă aveți în stomacul ăsta? Am gastrită asta, dar de unde știi tu lucrurile gastrită? Astea? Da, mi s-a arată aici, dar nu, așa, da. Și vreau să vă zic să nu vă mai focusați pe viitorul dumneavoastră, să nu mai ascultați de toți oamenii care vă vor rău, care vă doresc așa să vă încurce. A, și dacă vreți să continui, trebuie să mai îmi dați 200 de lei pentru încheiere. Ești nesimțită? Să fac cancer dacă închei vraja, hai, dăm 200 de lei. Cu cancer, să vezi ce hai. Urăți, drag. Hai, dăm, că la noapte te trezești cu cuțite în pernă, hai. Mă fac că sunt madracu, da? Supărată că nu știu ce are Poca. Am auzit de tine. Așa, să nu mai te focusezi pe trecut, să te focusezi, nu știu, pe o carieră nouă, să-ți cauți de muncă, să faci ceva care să ștergi memoriile din trecut, din astea, din... să te focusezi pentru viitor, înțelegi? Și cred că văd aici o viziune că la ăla care te operezi la doctorul ăla s-ar putea să fiți împreună, nu știu, dacă e de bine sau e de rău. Hai, o zi bună, la revedere. Hai, da, Difo, am terminat. Mult, ce să zic? A, ia stai. Ce mai vrea? 500 încheierea, gata, finala, hai. Păi ți-a mai dat 200 păi pentru închi... Păi dar nu. Să închid cartea, trebuie să închid. Trebuie să închidă, da. Trebuie să închid cartea. Spintecat-o, dacă toată citirea asta a fost. Bun, nu închid cartea, bun. Vezi că dacă nu închide cartea, stai că mă sună Poca, stai. Dăm. Așa. Dacă gata, nu am închis cartea. Dacă nu se întâmplă ce ai spus, tu te iubire. Ba da, se Poca, întâmplă. Poca, ce ai? Haide, te rog, vreau să vorbesc ceva cu tine neapărat. Unde? Acolo, sunt pe acolo sus, pe munte, unde stăteam noi, unde ne-am cunoscut noi, unde stăteam noi. La 719, iubirea mea. Haide, te rog frumos, că s-a întâmplat ceva rău, te rog. Ce s-a... Hai că vin acum, dar de ce nu ai vorbit mai înainte? Mi-ai vorbit urât de rău de tot. Haide, iubirea mea, n-am glumit. Ce prost, chiar credeți dreața asta acolo. Iubirea mea, te rog, te aștept. Te aștept, da? M-ai făcut streanță? Nu. Eu, pe tine niciodată.
pe mine și pune mine de strânță. Haide, Luca, vezi că te aud! Ce? M-ai făcut strânță! Doamne, nu e adevărat! Auzi ce-o zis că am făcut o strânță, David. Doamne, haide, te rog, te rog! Bine, haide să vin acum. Ha, Daniela! Da, a fost, sunt aici, nu mă vezi, ai fantome în tine. Ia vină încă. Ce? Ia sună-l. Nu mai alerga așa. Sună-l din nou pe David un pic. Iară! Sună-l. Dar vreau ce? Să văd ceva. Sună-l. Ce dracu să-ți sun? Hai că trebuie să ne vedem cu Poca. Hai să mă văd cum am mai... Nu știu ce. Ai răbdare să... Păi, dar ceau ăștia fost un păcic, nu ceau. Știu, mi-a vorbit frumos acum mie. Alo. Alo, vino repede. Ascultă-mă, e grav. Unde vino? Să vin? Sunt cu Poca sus, la vaimă, de aici unde scrie mare numele de la Voiaș. Vino repede, te rog frumos din inimă. Da? Te rog. Acum mă arăș frumos. Te rog din inimă, sufletul meu, iubirea mea, te rog! Vino! Ieșirea Luca acolo ca să știu dacă vin cu arme și cu cuțite cu... Vino, băi, nu vino, te rog! E de rău, crede-mă! Bine, hai că vin! Hai, dă tempul la mea! I-am zis-o, fă! I-am zis-o! Bă, dar ce fă, mă, pui să dansez atâta, că bac pula am dansat-o! Ieși, dansez. Ce număr a spus? Stai că-l sunt după. 178. Ce număr o zis? Că nu mai știu. 179, 178. 178. Băi, ca proastă la harta asta. Ah. 178. 719. Aici. Aoleu, stai că avem de mers o gârlă. 719, fă, gata, hai, gata. Că am aflat și eu din altă parte și tu din altă parte, haide. Hai. Aflăm pe bucăți. Dar ce s-a întâmplat? Serios, ai văzut? Nu știu. Fă de-i lua banii lua asta, fă, fii la dreapă, că de proasta este la urachet. Adi, fă, lasă, că ce am zis acolo, aberații, m-am uitat, fă, la una, la Denisa, vrăjitoarea pe Facebook, știi? Că m-am uitat, știi? Da, așa, mă dă plictiseală. Și am notat și eu, zic, alele lui aia și ceea ce... M-a scos hackerul din mașină. Iartă-mă. Haide, fă, vrei să conduc eu? Dă-te că o conduc eu. Da, conduci ușor, da? Ușor, da, ca să nu fie probleme. Mm. Hai. Haide, fă, păpune. Fă-tu-se ulenii, măti, și pizda, măti. Stai, uleni. Da-ți-mă pizda! Fă! Da-ți-mă pizda! Haide, fă, haide, fă, lasă-mă, pula mea. Haide, fă, intră, poți? Hai. Conducem noi la... Hai, că poți. Mă, băiatul, lasă-mă! Mă, băiatul cu eulenul, lasă-mă, te rog, gata! Fă-l chem pe job? I s-a ars sursa! Ah, i s-a ars sursa? Da. Gata, lasă-mă, te rog, gata! Nu, fă, nu pot! Fii atentă, stai puțin! Ia! Nu știu cine este. Stați că a venit ăsta cu eulenul. Ia, stai. Ne pune să dansez. Nu mă pune. Lasă, tu dansează acolo că. A, da, nu. A. Canci. Canci antici. Căutați, ba nu, dar nu, ideea este că e prea cine o fi, că e unul șmecher. Da, eu nu vreau să dansez, lasă-mă. Stai să... chef de dansat. Ai, spawnez mașini, spawnează Lamborghini, Urus, dacă e șmecher, hai. Hai, Urusul. Vrem pe Urus, hai! Maker, hai! Lamborghini Urus, hai, te rog eu frumos! Dacă nu ai Urus, ești degeaba, băi, băiatule! Urus, hai!
Nu mă înjurați, este un roleplay. Da, dar ce au ăștia de sună și tu să enervează, ba nu e enervant. Nu știu, fă ce dracu, și că sunt pe ciclu. Ia, dacă am zis urus. Să-mi ba pula morții tăi, dar e urus ăsta, hai. Ușor. Da, da. Fac bani mulți cu voi, că o să îmi spui scopar. Mulțumesc de donații, fanii. Să știi, Marius, e simpatic pe cărul ăsta. Da, e simpatic, măcar ne puneți dansăm. Da. Hai, gata, te rog, lasă-ne. Gata, lasă. Mă, dați. Nu știu care e, fă. Nu, tu, dar deschizi și ușa. Da. Hai. Fă, nu mai pot. Îmi spune că nicio animație nu pot. Stai că te calc, gata. Așa. Că n-am nicio animație. Hai, hai. Trebuie să găsească hackerul. Hacker. Hai, mă. Hai, mă. Auzi, fă, dar văd că dacă e la volan, nu prea poate. Ia, dă tu la volan, ia. Poate tu. Hai, că nu poate dacă e. Cum să nu poată? Apasă într-una X, X, X. Spamează X-ul. Hai și mergi, mergi, spamează-l, fă, spamează-l. Așa, așa, fă așa într-una. Stai că mă sună puca. Hai, alo! Nu înțelegi că e destul de grav, de ce nu vii eu? Nu prea pot, adică vin în maxim 5 minute, acum vin, crede-mă. Bine, bine. Bine, hai, hai că mai venim, venim în ritmă de dans dacă vrei. Hai. Ritmă de dans. Vă rog, faceți ceva la ăsta! La hacker, vă rog eu frumos! Ușor? Da, da. Doamne sfânt! Fătă-ți Dumnezeu, măti, să-ți putați și mâini! Cu dansul, măti, și dansul pizdii, măti. Dar pe altul nu poate să-l bage? Venim în ritm de dans, stai poca, că venim acum în ritm de dans. În ritm tango. În ritm flamenco. Da. Mai vine Donaz. Gata, domnule, te rugăm frumos. Te rog frumos, gata. Gata, am râs, am glumit, ne-am futut, ne-am aia, gata. Gata, te rog eu frumos, gata, te rog frumos din suflet. Bravo, ești tare, ești șmecher, ești șeful, ești gata. Da, gata, te rugăm noi. Mulțumim pentru râsete, pentru mașini, pentru așa, da, gata. Ce-i mult e prea mult. Oh. Stai că greși drumul. Și acum m-a sunat și mi-a zis, mi-a vorbit foarte frumos, dar prima oară când m-a sunat. Dar ideea e că eu nu înțeleg, Danelu, ce caută el aici călare sus, adică aici ne întâlneam de noi de fiecare dată. Călare, ia uzi, cred că e călare pe alta. Pe altele, pardon. Uite, fă ce scrie acolo sus. Revolution. Mora, am citit Revolut. Acum, Șerbana, mersi mult. Te pupă, Șerbana. A, s-o îi dau limbi în pizdă. Mersi mult de tot. Aveți IP-ul serverului în descriere, copiii, lașii mei. Merită serverul din plin, vă spun din tot sufletul. În afară faptul că a fost domnul cu hackerul, cu hack-ul, dar merită, merită. Merită din tot sufletul serverul. De ce să ne luăm arme? What the fuck?
Sunt iubiții noștri, nu ne-ar face rău niciodată. Aici? Așa văd, fă. Ia, haide să mergem pe jos. E top serverul, deci serios că e top. Deci server ca acesta serios și astea mari, nu. Nu, astea serverele astea mari, nu fac față. Adică e top serverul ăsta, nu, n-am ce să zic. E super frumos. Intrați să vedeți cât de frumos e. Da, e frig, știu. Ne-am îmbrăcat și noi, zici că mergem la plajă? Da, la pulă, nu... A, uite. Unde? Ai, unde fă? În față. Mamă, mă sparge la ochi asta. Da, lor e infecto. Ce dracu e îmbrăcat? Mami, e ceva grav rău de tot. De ce ai sânge pe tine? Mami, e ceva grav rău de tot. De ce ai sânge pe tine, în primul rând? M-am aruncat de sus în jos, de jos în sus. Ai ceva grav rău de tot, ascultă-mă. Mă, Poca, ce dracului ai? De ce ai sânge pe tine? Unde-i David? Îmi vine să mă piși, deschide gura, de-aia te chema, te rog eu. Ce, mă? Te rog frumos, deschide-i gura, că îmi vine să mă piși în gura ta. Te rog frumos. Ce ai? Te rog frumos, îmi vine să mă piși în gura ta, te rog, deschide gura. Terminat. Te rog, zdreanță frumoasă, deschide gura, zdreanță, te rog. What the fuck? Ai curva mea preferată, deschide gura, că vine să mă piși la tine în gură. Haide, curva mea, bă, taci în pula mea tu, hai, deschide, te rog. Adică taci în pula mea, băi, slobozi tu, pulile. Ia uite-te acolo. Bă, du-te morții tău de aici, tău. Bă, uite spatele tău, băi, curva orașului. Taci în pula mea și taci din gură, dreanța pula. Slobozima și pe morții mătii. Băi, trebuie să taci din gură, dreanța. Băi, David! Bă, ce-am zis în morții mătii odată? Băi, ce-am zis, Puca, mă sperii! Dacă nu taci, îmi bag pula în rasa ta, înțeles? Taci în morții. Ce-ai zis, mă? Stai. Stai, nu vezi că stai aici cu noi, ești prost. Nu, tu știi bine. Cu cine vorbești, David? Mă, ce mai ai luat, ai tras pe nas din alea ilegale, ce ai? Tu știi. Cel mai bine prezicătoarea, tu ești. Amin. Așa să știi. Ce ai, mă? Satana! Ce, mă? Ce morții, mă, tită? Ți-am dat o voie să vorbești cu mine, mă? Mă, ce pula mea comentezi? Tăte, pula mea, nu mai avea tu pe ăsta cu mine, că să mă copiii mei de născut una. Băi, vezi că ai de niște pule de să băi, du-te-n pula mea de gay, infect, marșinat. Poca, ce dracul ai, serios? Mă, tu ești... Danilo! A, stai că am avut de făcut și eu ceva, stai. Nu, fă-tut strimâți din ai pării mătii să vii fut în gură de lăbari infecții. Ce ai, curva, ești pe jos? Au futu-s în mormântul, mătii, de infect. Nu mai comentezi? Da, ți-a tras un clon. Într-adevăr, tu ești. Te la piciorul meu. Ai avut dreptate. Ai avut dreptate. Bă, ești un peci. Taci, morți. Ai avut dreptate. Este mâinile mele. Așa să fie. Așa să dansezi. Doamne. Așa. De ce ne pune să dansăm? De ce ne pune? Du-mă spre iad, satana. Au, mă doare. Opa asta în pula mea să tacă dacă ne iubești. Mă doare. Mă piși pe durerea ta, băi. Iane. Mă doare. Iane. Poca, te rog.
Grevino, te rog din tot sufletul, ce ai făcut? Tu futu-s morții, mă, cură, marș de aici. David, cu cine vorbiți, dar cu cine vorbiți? A, ce treacă. Aaa, ia sună-l pe ăla, mă, mamă, unde le duci? Ia sună-l. Ăla? Da, 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 da. Ăla, ăla, ăla. Taci, băi, nu te uite așa, la mică, bă, pula rasa, ai înțeles? Tu futu-s morții, mă, te dezgranță. Ia, sună, 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 sună. Știu, Daniela, mă sperie rău de tot. Dacă nu taci, îmi bag pula măta. Taci odată. O morții, mătii, dar ce faci așa, fătu zmor? Nu, 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 nu. Ori taci, îmi bag pula în gura ta, înțeles? Taci. Mă doare piciorul, mă doare piciorul, Poca, mă doare rău de alo. Tot. Vrei să te dară și celălalt? Alo. Poca, mă doare. Frățiorul, ia vină un pic aici și adu-mă... Adu-mi elicopterul. Da, 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 da. Adu-mi elicopterul. Locația trimite acum prin semnul, so good! Poca, mă iubești? Nu. Te fut în gură dacă vrei ce mai... A vis să-mi bat pula morții, mă, te dă-mi te trezești. A, ce rasa, motii de panoramă. Acum, la locația asta pe care te sunt, da? Ce pula mea, bă, de aici, curva orașului și zdreanța pământului. Taci! Așa. Chemarea ta e sfântă. Niciodată. Suntem pe serverul Revolution, drăguții mei, cel mai băi, frumos server pe care l-am văzut vreodată. Intrați pe el, aici. Aveți IP serverul în discuție. Băi, eu te-o vezi față. Băi, nici aici nu te-ai putut abține, mă, fătate, ești de spermă pe față. Toate ești de spermă pe față. Bă, zică, ce vezi. Băi, mă, tu de unde vii, mă? Zdreanță, dracu. Bă, sunteți nesimțiți. Măi, Poca, ce ai, mă, băiatule? Acezi din gură. Taci, morții, mă, mă despăr de tine. Mă piși pe rasa ta. Băi, curvă, ascultă-mă aici. Te-am văzut în... Taci, morții, mă, când vorbesc eu, mă. Taci. Fii atent. Știi ce se zvonește despre tine, mă? Că ești curva pământului, băga mie și pula rasa ta. Tu te fuzi cu 100 de lei, futu-ți rasa, mă. Taci, mă, futu-ți morții, mă. Taci odată. Haide, în Poca, avion. Te iubesc. Haide, animalelor. Te iubesc. Poca, te iubesc. Tu futu-ți morții, mă, te dezdreanți. Nu să pa asta, mă. Poca. Stai pe loc. Stai Poca, pe loc. Unde ne duci, Poca? Poca, te rog. Poca, gândește-te la mine, Poca. Poca. Gândește-te la mine, că nu ești tu ăsta. Te rog, trezește-te la realitate. Te rog, din tot sufletul meu. Poca? 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 Da, da. Poca, ce se... Poca? Ce vrei, mă? Iza. Zi. Zi, mă, ce vrei? Nimic. Așa, hai. A, fugi? Bun. Hai, curva. Cine orașului fuge, mă, futuz? Hai, curva orașului, hai. Hai, ne, în elicopter. Ți-a arte de dansat, nu? Băcă, dar vezi și dansezi eu lumea ta, bă, ce... Da? Pula-mi dansezi, dacă... Așa și ești obișnuitor. David, on the board, hai, please. Hai sus, animalelor. Astăzi facem mai scurs. După asta cum merge toată cărcănată în pula mea, la că... Pula sub. Hai, panoramă mai repede. N-am tot timpul. Haide! Și la asta mai curge sânge, mă. Le mai doare și pe ele. Pe ele nu mai doare, dar pe... What? Mă rog. Ce ai, bă, zdreanțu? Ce, mă, te doare? Îl sugi? Hai, zdreacu, ne auzi. Poca. Poca. Taci. Drăguții mei, un roleplay, nu știm ce s-a întâmplat cu David și cu Poca, nu-i mai înjurați. Serios, mă, supă... Au! 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 Mă, m-a futut stream sniper-ul, mătii, să-ți fut! M-a futut hacker, de fapt.
Urăsc oamenii ăștia. Uite zdranța, apare zdranța. Dacă se mai duce ăsta, să știți că nu-i vina mea. Strânțelor. O să țin... O să încerc să mă mut repede. O să mă duc mai sus, ai timp. Mai e curva oroașului pe aici pentru noi? Sunt amândouă. Așa. Putem. Dai-ți dracu din gură. Nu înțeleg ce se întâmplă cu voi doi. Tăceți. Da, iubirea mea, da, iubirea mea. Da, iubirea mea, suși pula. Suși pula. Aaaa. Coaie, că îți faci. Ce zdreanței să-mi bără. Ce mă morții, mă, de dajală, infectă. Te iubesc, băi, zdreanță. Putem pula mea să-mi bat pula morții, mă, de infectă, dracu, de curvă, infectă. Morții, mă, de să-ți sufletul meu. Am bat pula în sufletul, mătii, și în sufletul tău, dar zdreanță, infect. Iubire, mă iubești? Am și morții, mătii. Mă iubești? De ce mă înjuri? Păi, sabe, nu ne mai răspunde că nu sunt ei. De ce mă înjuri? Nu ne mai răspunde, bă, că mi-aș pula morții lor, dar zdreanță, infecte. Mă iubești, bă, de ce fac pula morții, mătii, dar zdreanță? Iubire, de ce mă înjuri? Da, iubire, mă, cu de ce ești supărat, dar dragoste? De ce mă înjuri? Morții voștri, dar animale infecte. Mă iubești? Mă, ce glunții ca pe fuda cu la morții, mătii, dar zdreanță. Ce glunții ca pe fud la curva asta, orașul de fiță. Ok, pe să ne găsești, te rog. Ișa afară din avionul acum, te arunci, te arunci de aici, în secunda asta te arunci. Arunc eu pe mata. Aruncă-te pe șama și pe tine de... Ce dracu se întâmplă cu tine, Tomasă? Auzi odată din toți! Unde ne duceți în primul rând? Să vezi aici ce glunții fiță la curva asta, orașul de aici. Curva orașului, mai ușor. Păcă, te iubesc! Îți este sperma pe nasul mai ușor? Te iubesc! Mă iubesc, nu-mi bat pula morții. Mă piși pe butin. Hai jos, javrelor. Animale împăiate ce sunteți. Hai. Sclavo. Hai, vino coace. Hai. Hai, că trebuie să te trimit pe Germania jos. Hai. Ia-o. Oca, revinu-ți. Hai jos, să morți. Te rog, te jos, n-o. Jos. Te rog să-ți revin. Jos. Jos. Te dai jos să-ți dau glonț în cap, să mor eu. Ieși afară. 3 secunde, ai unul. Gata, 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 gata. Marș în față. Sufletul meu, nu coace. Ah, stai, îmi doare piciorul. Mă piși pe piciorul tău, hai. Ieși. Tu și pasta. Nu, n-am vrut, jur că n-am vrut, jur. Te jur, jur că n-am vrut să-ți dau. Dacă îți fut un glonț în cap, să vezi ce negru să-mi dai. Hai, marș. Ia fute, mă, mie, da-te morți. Nu, Daniel. Ai, mă, sufletul meu, iubirea mea. Mă, piși pe tine deja, vrei. Marș. Veniți în coace, mă, hai. Bună seara. Când te așteptați. Hai. Haideți, băi. Foclovnul ăsta infect. Dai-și dracu din gură de parașută. Bă, cu asta trebuie să strâng din avion, bă, că e parașută. Ce mă vorbea și curva orașului, să mă, că de ori, de ori unde auzi Daniela spintecătoarea, curva Daniela. Daniela, la morții mătii să-mi bat la mătă. Bună seara. Morții mătii deja, bă. Să trăiți. Să trăiți. Unde-i șeful? Șeful. Cu cine pot să vorbesc eu? Cu domnul Pașa, coboră imediat în limuzină. Hai, aștept. Nu te apropia de mine, că mă umpli de spermă, băi, până. Taci că-ți pute gura, pulă. Mă doare inima. Taci din gură. Ce doare inima? Păi nu mă doare degetul ăsta, straglon, să știi. Nu și. Lăsați-o dacă este jos. Să trăiți. El Pașa, bliat, nahui. Pașa, e, și te apuci de vârghet urât? Pur și. Cu nostru nu vorbim la telefon, da? Cu mine, da. Prietenii tău ăștia negru să facă 20 flotări. EXO EXO! Taci! Ca să nu ne separăm. Ia ziceți. Așa, ia zi, ce-i pentru mine astăzi? Pachetă? Hmm? Cât costă? 5. Depinde, ele două? Am un două, da.
Asta merg la trafic de vie, dacă înțelegi. Ce? Păi direct acolo sunt cătă. Ce, mă? Adică băi, taci un la mea o dată. Coca, stai, calmează, domnule! Nu sunt ei, sunt iubi... Au! Au! Nu e problema mea, ce faceți voi asta? E foarte clar. Așa. De ce o swipe? Dar nu mi le lăsați să se zbată, nu faceți de asta, căutați ceva. Nu, că mă piși pe ele de n-avion, mă piși. Nu, le dați direct, da? Le dați direct? Adică fără să... A, perfect, o veniți. Eu trebuie să mi-am ceva de făcut astăzi, nu pot să stau să mă ocup numai de treaba asta. Atunci okay. Mergem noi, o să mergem bun. Și noi pe ele. Cum vă cheamă, domnul Pașa? Pașa, Pașa. Așa, okay. Man. Taci din gură. O să mergem și noi pe ele, Dabio. Face. Bună, până atunci vreau să mai discut. Uitați-o. Bun. Deci... Asta, albă ca zăpada. E bună rău de tot. E bună rău, ascultați-mă ce vă spun. E bună rău, o să facă, nu știu dacă curva aia orașului o să facă. Și e bună rău de tot, are un cur. După cum arată, nu știu ce să-i, dar asta simplu vă din păcate, dar e ruptă. Uitați-vă, uitați-vă puțin cum merge. E mamă pe ei, e mamă pe ei. Are paranteze între picioare, dar în schimb, albă ca zăpada, o să facă, o să scoată. Cel puțin investiția ce pierdem pe bruneta aia, scoatem pe albicioasă. Nu, deci nu stați puțin că ea nu-i în pierdere zdreanța aia a orașului. Nu, ea nu-i în pierdere, numai că o să scoată mai puțin decât scoate asta. Arată de pără că nu știe să facă nimic. Păi nu știu dacă știe prea multe, incultă e. A cui, mă, să le dar date amândouă, n-am nici treabă. Nu știu, nu știu nici când fac 7-0. Nu știu, nici măcar nu cunosc, n-am văzut-o în viața. Voi n-ați dat la ele? Nu. Cum? N-ați dat la ele? Nu. Hai că n-ați dat, că suntem gagicile voastre, dați-vă dracu de infecție. Nu, știm cine e. Hai că nu știu. O să ceartă Stormy? Dacă ți-ai dat drumul, du-te dracu de aici. Eu nu plec lângă mine. Faceți la ea plata, cărcați în spate, ce e 500 de mii bucata. Și facem jumătate pe urmă. Mamă! Bun, sigur. Adică profită jumătate. Da, mi se pare normal. Mi se pare normal, da. Vă sun, facem transfer dacă vreți, cum nu mă deranjează plata. Mergem întâi să facem niște verificări. Vedeți după protocoale. Vedeți că e unul după helicopter la moze. Da. Soțul în pol, gata. Sunt ce trebuie, amândouă de carne sunt perfecte, să știți. Bun, ce vreau să... Doamne, poți să... Taci. Eu întâi vorbesc cu băieții voștri și pe urmă și cu voi, da? Nu știu dacă ați simțit vreodată cum e să aveți un client care e atât de fericit să scape de două strinți. Am avut și mai rău, și-o dat nevastă, și-o dat copii. Da, păcat, dacă v-aș bine, fi cu copii eu, cu asta, i-aș fi dat pe toți. Eu pedofilii nu mă arunc, că am și eu copii acasă, dar în schimb s-o dat pentru carne bucăți. Da, sigur, familia pe primul loc, știm. Copiii s-o dat carne bucăți, s-o dat pe bucăți. A fost ok. Ce voiam să vă zic, dacă vreți să mergeți cu noi, o să trebuiască să oprim la baza militară. Te spătesc niște protocoale pe acolo, să ne vârtim un pic pe acolo ca să dar nu plec eu cu telefonii. Să nu ne grăbim, inspectați-le puțin, duceți-le acolo în spate la mașină, doar dumneavoastră. Și noi ne retragem atâta timp cât dumneavoastră le verificați. După aceea putem să mergem. Eu vreau să fie totul, să se stabilească totul de aici. Băieții? Da. Luați-mi alea, că familia pe primul loc, dar ce sunt pentru tine? Luați-le pe amândouă și le luăm pe rând, da? Le verificăm pe rând. Asta ești pentru mine. Băi, vagabantelor! Hai! Nu vă facem nimic, ăsta scau eu numai. Desfunde urechea. Haideți un pic la avion. Desfunde urechea, om. Nu vă temeți că nu vă fac nimic, nu vă ating. Da? Domnule... Oprește asta, că te-a mama n-ai bici pe tine. Oprește ăștia, sucă! Păi dă-te jos. Dă-te jos. Da, bre, nu te auzeam de acolo, zi. Nu auzai? Nu, nu te aud, dacă stai acolo. Ce-ți dăm, mă, te bagi la volan? Pentru că eu pilotez. Bun. Stânga împrejur și marș. Băieți, lăsați-mă un pic cu eu, cu el, vă rog. Dar nu, că noi nu venim, vă lăsăm. Nu, nu venim, vă lăsăm, ne-ați gândit.
Ne-am răzgândit. Vreau să scap de tot. Bun. Pilotul se urce primul și pe urmă copilotul. Da, sigur. Să urce zdrențele primele. Și pe urmă urce... Ultimele să fie, nu primele. Da, să urce pilotul. Copilotul, vă rog. Ha, unul din voi. Puca, te iubesc, nu fă asta, Puca! Să vă spastă, mă. Asta m-a scuipat cu spermă sau mură. Cine, mă? Curva, ai fetele, una în față. Un avion. Tu sunt morții, mătii, să-mi sfut la javră. Una odată. Hai, zdranță, marș. Paș. Hai, stângam prejur, și marci. Dispare. Că nu vi se întâmplă nimic, nu vă fac, nu vă atinge nimic. Hai, albă, ca zăpadă, mișcă. Pișeau mă și pe tine. Rămâi jos. Hai, te stau. Nu te mai preface așa. Hai. Hai, și restul oamenilor mei care mă uită, restul cu elicopter. Danilo! Sunt în spate, foc. Nu, mama, ce m-a bătut idiotul ăla să-mi pam pula morții lui, dar nu-l blestem. Poca! Bă, stai un pic. Nu fetele, stau ce se... Poca! Putu-s morții, mătii, cu Davizi, mătii, și cu pocea un mătii, să vedeți ce vă blestem, băga mea și pula morții. Poca, nu mă aici! Poca! Stai, băi! Am urcat ciodată! Urcat ciodată, băi! Poca! Poca! Băi, băi! Mă, Poca! Poca! Băi! Poca! Stați un pic, băi! Poca! Poca! Iubire! Poca, ajută-mă, Poca! Poca! Băi! Hai, bă, urcă sus! Opriți avionul, băi! Nu! Alo, băi, băi, stați un pic, mă! Poca, ajută-mă, Poca! Poca! Băi, opriți avionul, alo, băi, stați! Ușor, ușor, pilot, ușor, ușor, încet, ușor, încet, ușor, să nu dormim. Poca! Băi, alo! Poca! Băi, băi, băi! Poca! Au! 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 Ce se întâmplă? Nu știu! Dar ce ai? Bună seara, fetele, și bine ați venit la bord! Ce seara, mă, ești tâmpit! Bună seara și bine ați venit la bord! Du-te, dracu, cu bordul tău! Așa, dacă aveți, ați avut neînțelegeri cu prietenii voștri sau soții voștri sau ce vi erau vouă, nu trebuie să aveți neînțelegeri și cu mine, da? Bă, ne-au strigat, ai auzit? Am auzit! Bă, nu știu dacă erau ei. Bă, da, și-au revenit! Nu să-și revină, fă! Haideți să stăm un pic de vorbă așa, dacă te-am pus lângă voi. Să vă explic care e situația, da? Ca să nu vă impancentați foarte tare. Deci, numele meu este Pașa, sunt de origine rusă și prietenii voștri, da, David și cu ăla altul... Nu mai am telefonul! Păi te mă ascult. Așa, continuând. Nu mai am telefonul! Corecta decizie din partea lor, să facem un pic de business, da, și să... Practic să câștigați da, voi. Da, ce să câștigăm? Că eu nu am nevoie de să câștig nimic. Eu vreau să... Dacă mă las să termin de explicat, hai să-și înțelegi. Eu o să câștig pe parte și eu, mi-au și eu capac de parte. Dar unde și prietenii voștri de parte. Că nu înțeleg. Mergem momentan la verificări. Să nu vă prind că aveți telefoane cu voi, da? Mergem, facem niște verificări frumos cu raze, cum trebuie, caloși, nu așa. Raze Ultra X, ce raze? Băi, băiatule. Așa, să nu aveți dispozitive pe voi. Auzi, da, nu, iartă-mă că te întreb și că te întreb, dar nu înțeleg de unde și până unde ne cunoști tu pe noi și noi pe tine și tu pe ei și pe Dav și da, pe Poca. Nu, eu pe voi nu vă cunosc și nici nu mă interesează cine voi sunteți. Nici pe el nu prea îl cunosc așa, pe David ce-l cunosc, că înainte facea, da, bă, David, îmi trimitea niște clienți. Da. Mm-hmm. Cum? Care, când? Să zic, acum un an de zile făceam mulți bani. Pregătiți-vă că aterizăm. Mi-aducea clienți. Pregătiți să aterizez, sunt fulă mândri.
Vezi încetinește, că iar îmi faci ca data trecută. Bă, tu vezi ceva, că eu nu văd nimic, drag. Da. Ușor, 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 ți-am spus, încetinește, fătute-i în gură. Hop, 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 unde mai zburăm? Nu pot să mai urc. Nu mai pot să fac nimic. Nu mai pot să mai fac nimic. V-ați dus, a condus Sami dacă e. Unde mai zburăm? În cur, unde mai zburăm? Am zburat în pulă în apă, în pula mea de prost pilot, inapt, drog, dobitoc. Toate ca toate, doi. De ce se întâmplă aici, Daniela, că nu înțeleg nimica? Păi mă întreb pe mine unde dracu sunt, că nu mă văd, unde e pământ, unde e apa, unde e apa infinită. Și încolo, și încolo, și încolo, și încolo, unde pula mea suntem? Sunteți la o zonă de verificare. Atât. Ce zonă de verificare? Ca să mă asigur eu că nu există probleme, da, legate de urmărit de poliție sau chestii de genul ăsta, vă trec cândva, da, vă faceți niște verificări RAS-X, să vadă dacă nu aveți dispozitive de urmărire, de tracking, de microfoane și căcaturi de astea. Am auzit. Te aud, te aud. Continuăm treaba după aia. Nu avem nimic la noi, ce... Bă, da, aveți la voi, chiar aveți. N-avem nimica, crede-mă. Dispozitive sau la ce te referi? N-am niciun dispozitiv, n-am nimica, nici măcar nu vă cunosc. Ce vreți să faceți cu noi? Eu asta nu pot să înțeleg. Băi, trebuie să-l explic. Lasă, are rost, ai niște de câțiva de capul lor. Așa, pe românești, Pașa, adică eu, sunt proxenet. Și prietenii voștri tocmai v-au dat pe mână unui proxenet. Rus, care o să meargă cu voi pe insulă cu mexicani. Da. Unde carnea pis este plătită foarte bine. O să faceți niște servicii. Băi. Rus. Întrebările le pui că nu-ți dau eu voi. Iisus Hristos. Întrebările le pui, mă auzi? Daniela? Daniela? Da. Lasă-l. Nu mai enerva. Să auziți? Vorbească cu mine că nu văd, da? Da. Să vorbească cu tine și tu mă auzi, cum te cheamă pe tine ăsta? Pe mine? Da. Izabela. Belăcica, cum să zic eu. Belăcica. Belăcica, uite, eu rău n-am să vă fac vouă. Eu n-am niciun interes să vă fac vouă. În schimb, într-adevăr, în schimb, serviciul pe care voi o să le oferiți, veți avea de câștigat. Dar, pe de-o parte, și prietenii voștri să aibă de câștigat. Vă spun sincer. Ce vrei să faceți cu noi? Spune pe șleau ce vrei să faci, ca la român. Asta știți curvi, bleați. Curve? Bleați. Pentru mexicani. Pentru că mergem pe o insulă, care e foarte interesantă. Acolo e cu trafic de droguri, cocaină, marihuan. Și, de asemenea, carne vie este, se plătește foarte scump acolo. Pentru una ca tine, spre exemplu, uite ca prietena ta, se oferă un kilogram de cocaină, da? Și ea nu este, cine știe, ce specialitate. În schimb, tu, pentru tine s-ar primi 10 kg. Că poate și mai mult. Per puțin 10 kg. Da, pe puțin 10 kg de cocaină. Și de asta pe tine nu o să te dau ieftin și o să ai foarte multe de câștigat, da? Pentru o seară de distracție, cu un client decent, poate îmbrăcat ușor mai slăbuț decât mine, o să ai parte de bănuți, distracții, mersuri VIP pe la diferite petreceri, chestii de genul ăsta. Înțeles? Haideți să vă duc să vă faci verificarea, ca să nu stăm așa pe răcoarea asta, că e destul de lege aici, știți, îmbrăcate subțiri. Haideți.
Daniela, nu prea bine intra ceva în ochi. Bun, 100 de mea, vă rog să o luați pe sus. Nu un, vede. Un 100, da. Un 100, să am tu. Pa, voi vă văd, pe ăla nu-l văd. Vino cu ok, ok, pe el nu-l văd. Voi, pe ăla nu-l văd, pe moldoven. Stai bre, pe loc. Nu, lasă, nu-i pace, nu-i pace, nu-i pace, lasă cum merge. Hai, mergi singura dacă vrei. Ce-ai mă, bă, pulă, băi? Dacă vă vorbești urât... Bă, da, mă doare piciorul. Avem mă medici aici să ne trateze la picior, ca trebuie să ia glonț. Am glonț în picior. Da, da. Bun, ne oprim în cazul ăsta, acolo, lângă... Coborâm jos... Am mare glonț în picior să moară copilașii mei, dacă vă mintea mă doare de mă cac pe mine. Zici la prietenia ta, stai pe loc. Stai pe loc, Daniela. Băieți, luați-le în brațe ca să... Haide, mă, ce faceți? Oh, băi, alo. Te iau în brațe dacă te doare piciorul. Au. Cobor în jos pe aici. Pe aici. Ah, încet. Unde-i jos? Nu văd niciun jos. Nu se vede. Bun, eu plec aici în partea asta. Puneți-l pe aici, așezați-l să stea jos. Unde dormim? O duc să aduc o pătură ca să nu răcească la iză. Ce mă? Eu nu dorm aici, ești nebun la cap. Nu puteți să ne lăsați să dormim? Cum să dormim în... Nu dormiți aici, stați liniște. Să stai jos până vă scoatem alea din picior. O să ducem pe cineva specializat care să vă scoată astea din picior. Două secunde, mi-e să luăm telefonul, da? Mă duc să le aduc o pătură, să stai jos. Între timp aduceți persoanele care trebuie să le verifice de telefoane, dispozitive. Păi eu nu stau aici, eu nu dorm aici, clar? Nu o să-l ierd pe Poca. Dar ok, si. Nu o să-l ierd pe Poca. Tuz. Aveți aici două pături? Una pentru fiecare. Noi nu dormim aici, tu chiar nu înțelegi lucrurile astea, vorbesc în engleză? Nu dormi aici, stai jos pe aia să nu răcești ce nu înțelegi, ești turcă. Dacă tu chiar vrei să ne fie bine, lasă-ne în pace! Da, visează în continuare. Să visezi? Hai mă, scoți ăsta de-n pizdă. Probabil se împlinde. Nu mă bag eu, că nu cunosc eu de-astea. Hai, cheamă medicul. Mă doare eu ăsta, hai. Ia uite mă, mai sunt și tăi în gură. Domnișoara, medic, alo. Da, așteaptă-mă, fata. Te caduc cărușul ăla cu oțet, poate e foame așa, e puțin sete. Haideți cu 5000 de like-uri, vă rog. Ce fac cărușul cu oțet? Nu știu, am zis că cărușul. Cărușul cu oțet. Ce aduci, mă? Calul cu oțet? Și ce crezi, că dacă dai calul cu oțet o să-mi fie mie foame sau cum, că nu înțeleg. Băi, știi vorba aia, de frumoasă ești frumoasă, de deșteaptă tot frumoasă, că ești la fel de proastă. Păi dă-te în pula mea, zi corect. Dar nu auzi, mai spală-te în pula mea în urechi, n-auzi, ai doar... Păi vorbește cu toți dinții din gură, dă-te în pula mea, ai care în gură, dar nu poți să vorbești în pula mea. Pula mea. Liniște aici, vreau liniște. Dacă nu ești cu minte, nu mai vine Moș Nicolae. Da, bă, la tine și... Te rog, am fost o greșeală, te rog eu. Băi, ce greșeală, de unde? Ascultă-mă puțin, că vorbesc foarte serios, unde ești? Sunt la verificare, ți-am spus să mă duc fetele la verificare și cam atât. Dacă trebuie unde ești? Băi, asta văd doar pe voi capă, cum mi-ați adus marfă atât? Fac bani mulți cu voi, pot să îmi spui scobar. Mulțumesc de donații, banii mei sunt cei mai tari. Mulțumesc, Alinuș. Ăștia nu sunt vreun să fie primit. Te iubim. Nu mai ții marma pe aia, că ții degeaba. Băi, ți-am zis, poți să mă rogi cât m-ai rugat. Eu am avut o înțelegere cu părinții. Ala, bala. Băi, câți bani pot să fac eu de pe urma lor, n-ai tu cum să-mi dai. Aaaa, termină-te, băi, cu asta. Ascultă-mă, nu trebuie să o iei așa, te rog, mai puși. Mai bai și alte cliente, te rog frumos, a fost o greșeală, te rog frumos, o iubesc pe femeia aia, ascultă-mă. Da, parcă spuneați că nu v-ați atins de ele, că nu le cunoașteți, că pula mea. Păi, dar nu am fost eu. Dar cine, măi, ăsta? Fost pacalul Papito, cine a fost? Nu am fost eu, nici eu, nici fratele meu, n-am fost noi. Oia,
A, nu, au fost niște versiuni din Universal Trailer. Ia, ia o să știe la ce mă refer, nu înțelegi niciodată. Auzi, Sami, brează-și tu alea cu semnalul, te rog. Acum, stai să trag în antenă, stai așa. Lasă, s-a închis. Așa. Bun. Gata. O să vină imediat medicul și cu persoanele de la verificare. După ce se termină toată procedura, am plecat spre Caiu Perico. Dacă aveți nevoie de apă, mâncare, pătru... Zis orașul curvelor mai pe scurt. Pe urmă voți merge să dormiți, da? Tot în regulă? Aveți condiții, aveți mâncare... Are condiții, mă, mă țin frig, ești nesimțit, ce condiții? Hai, pe insulă, nu aici, aici... Văd că au rămas așa multe. Bun, haideți vă rog, să rămânem un singur aici și coborăm. Ce vrei, fă, nu mai pot da nervi, lasă-mă! Danila, Poca... Putu-s morții, măti, cu Poca-ul, măti, și băga mea și pula în Davidul, măti, și morții, măti, dar David... A fost posedat, Poca, cu David au fost posedat, amândoi au fost posedați! Nu ne-ar face lucrul ăsta, crede-mă! De ce n-ar fi sunat acum? De ce ar fi sunat acum? Zi-mi și mie, de ce ar fi sunat? Au fost posedați, bă, că n-ar face lucrul ăsta și nici David nu n-ar face lucrul ăsta, frate. Măi, țipam, pula mea, că nu n-ar face lucrul ăsta, asta nu înțelegi tu, că niciodată nu n-ar face asta, ne iubește. Bă, termină-te, fă, că ne-au mutu, știu. Au fost posedați. Ei nu sunt așa? Și ce vrei să fac acum? Ce vrei să zic să... Stai jos, te rog frumos. Și poți să te iubi. Nu pot. Dar cine trebuie să vină? Nu știu. Drăguții mei, aici o să încheiem și noi roleplay-ul. Vedem ce se întâmplă data viitoare, să sperăm că Poca și-a revenit la realitate, pentru că Poca nu e Poca, nu e Poca. David nu este David pentru ce ne-au făcut acum. O să... Eu sper să facă ceva, că nu e ok ce se întâmplă cu noi aici. Nu este ok. Vă mulțumesc pentru 4800 de like-uri. Continuăm poi mâine live-ul, continuăm poi mâine. Păi mâine, pe 5 continuăm live-ul. Pe 5 continuăm live-ul de Sfântul Nicolae. Vă iubesc din tot sufletul. Nu uitați de mărciuri. Nu uitați de mărciuri, aveți în descriere mărciul. Vi-l mai arăt și eu aici, încă o dată. Fac banii mulți cu voi, pot să îmi spui scobar. Mulțumesc de donații, fanii mei sunt cei mai tari. Și legat de hateri, ăștia nu sună prea fan. A trecut repede, da. Credite la radical. Vă arăt și acum mărciu, noi am fost pe Revolution, cel mai superb server pe care l-am văzut până acum. Vă arăt și acum mărciul, ca să știți unde să intrați. Captură fereastră aici, așa. Așa. Acesta este mărciul, drăguții mei. Intrați pe issaboelela.shop, intrați pe el. Aici aveți mărciul cu produsele pe care le avem noi pe site. Dacă vreți să vă luați ceva, să știți că s-ar putea să întârzie comanda, dar sunt foarte, foarte multe comenzi, ca să știți și voi, de aceea întârzie comanda. Vă iubesc din tot sufletul meu. Sperăm să-și revină Poca. Vă las Discord-ul la băieți acum, să intrați și pe Discord. Vă las Discord-ul acum. Intrați, vă rog frumos, pe Discord, pentru că e un server super frumos. Intrați și pe Discord la băieți aici. Intrați aici pe serverul de Discord. Vă iubesc din tot sufletul și vă mulțumesc pentru tot. Vă mulțumesc pentru 5.000 de like-uri, pentru donații. Mulțumesc presiune, vă mulțumesc tuturor. Băgăm și noi o piesă de sfârșit. Și ne auzim mâine pe Trovo cu live. Mâine Trovo, avem live pe Trovo. Și duminică pe 5 avem live aici cu Five-M. Dar pe Trovo mâine ne jucăm altceva. Asta. Băgăm piesa asta. Da, așa.
Așa, gata. Asta, că tot vine Crăciunul. Mai bogat să vă găsiți.